Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este vineri, dimineață, încă dimineață pentru mine, pentru că eu mă trezesc mai târziu. Dar mi-am făcut cafea în această cană minunată, această cană termos. Am primit-o aseară cadou de la soțul meu, o să vă arăt și ce am mai primit aseară, fără niciun motiv. Am fost foarte impresionată pentru că el de obicei nu face gesturi de genul acesta, dar am rămas foarte impresionată să văd că mi-a cumpărat ceva. După cum v-am spus, astăzi este vineri, iar mâine, adică sâmbătă, vom sărbători ziua lui Timotei. Face și el 29 de ani și o să avem o petrecere la noi acasă, numai cu băieți, adică doar băieții vor fi invitați. Eu voi rămâne doar ca să pot să așez masa și să fac cafele și cam acesta o să fie scopul meu și rolul meu mâine. Dar până mâine mai am multe de organizat. Aseară după muncă am fost și am făcut ceva cumpărături. Am cumpărat pentru a face un cheeseboard și pentru a face tort. Eu de obicei cumpăr torturile de la o prietenă foarte bună care locuiește în zonă și face cele mai bune torturi. Dar Timotei de data aceasta a spus că vrea ca eu să-i fac tortul, nu că-l fac eu mai bun, dar știți cum e. Și a trebuit să fac aseară cumpărături și pentru tort. Așa că o să fac cremele astăzi, o să le pun la frigider, dacă o să mai am spațiu, sper să găsesc ceva spațiu ca să pun și cremele. Și după aceea o să fac un pic curat în bucătărie, iar cred că în ultima jumătate de oră o să merg un pic la magazin ca să mai cumpăr câteva lucruri pentru a decora tortul. N-am mai făcut tort de ceva timp, așa că am emoții. Tortul pe care vreau să-l fac o să fie cu mascarpone, cu cireșe și m-am gândit să fac blatul cu cacao. Să fie un mix între ciocolată și cireșe. Acum sper să-mi iasă. Sper să iasă bun. Cam acesta este planul pe astăzi. Am foarte multe lucruri de făcut, dar înainte să încep treaba, vreau să vă mai arăt ce am mai primit aseară de la soțul meu și vreau să vă arăt și florile pe care le-am cumpărat tot aseară. La intrare noi avem o măsuță cu flori și eu le schimb aproape săptămânal. Aseară am fost și am cumpărat un buchet frumos, mititel, foarte frumos, de trandafiri și cred că mai are ceva, cred că spreze, dacă nu mă înșel. Am primit aseară și această floare minunată de la soțul meu. Se cheamă Crăciuniță, dacă nu mă înșel, nu prea le am eu cu numele la plante. Am primit și această pereche de șosete foarte faine. Cel mai mult îmi place că au plăniță aici în interior și eu sunt foarte friguroasă. Eu nu pot să dorm fără șosete în general, așa că aceste șosete prin casă sunt exact ceea ce aveam eu nevoie. Și am mai primit și această felicitare, deși scrie Merry Christmas, să știți că nu este cadou de Crăciun, dar nu a găsit alt card pe care putea să mi-l facă cadou. Aici am și un card cu ceva bani și da, cam așa arată cadoul. O să scot această plantă din folie și cred că o să o pun într-un ghiveci pentru că trebuie să arate mai frumos. Am zis să vă arăt și la intrare buchetul pe care l-am cumpărat eu aseară. Este superb, îmi place super mult. Este așa minimalist, perfect pentru intrarea noastră. Am uitat să vă spun că aseară am pus toate cumpărăturile în frigider și au mai rămas acestea care nu necesită să stea la frigider. Dar tot trebuie să le găsesc un spațiu undeva prin dulap pentru că nu le pot lăsa așa în mijlocul bucătăriei.
Și tot aseară am găsit clementine. Ia uitați cât de tare sunt. Am mâncat una ieri pentru că îmi era foarte poftă. Momentan o să stea aici până o să merg să-i cumpăr un ghiveci. Și o să se mai relaxeze și petalele. Place foarte mult. Este superbă. Repede din treabă pentru că bolul în care am vrut să fac frișca nu era destul de mare și dădeam peste tot. Așa că am fost până la The Range ca să cumpăr câte ceva. Să vă arăt repede ce am cumpărat. Am cumpărat această tavă pentru tort. În fiecare an cred că cumpăr câte una, două, dar nu știu unde a rămas ultima dată pentru că noi ne-am mutat de atâtea ori, așa că nu mai știam la cine să sun ca să întreb unde mi-a rămas tava. Să pun aceste cumpărături pe masă. Am cumpărat acest bol. Este mai mare decât cel pe care l-am. Acesta este de 3 litri. Cel pe care îl am eu este de 2 litri. Deci o să-l folosesc pe acesta. Sper să fie suficient de mare. Am mai cumpărat pentru mâine, pentru ziua lui Timotei, aceste farfurii simple, pentru tort, aceste linguri furculițe și cuțite de lemn. Am cumpărat acest semn cu Happy Birthday, să-l pun pe tort mâine, abia aștept. Am cumpărat și câteva pahare de gold. Am cumpărat și niște paie, tot așa alb și auriu, dacă se focusează, ca să se potrivească cu paharele. Am cumpărat această sticlă ca să pot să fac decorul la tort. Planul meu pentru tort este să fac blatul cu cacao, să pun cremă albă, să-l îmbrac în cremă albă și deasupra să las ciocolată să picure așa pe lângă. Nu știu dacă o să-mi iasă, dar sper să-mi iasă. O să fiu foarte dezamăgită dacă nu o să iasă. Iar pe tort, deasupra tortului, o să pun câteva cireșe proaspete și acest semn cu Happy Birthday. Sper să iasă. Am cumpărat și câteva farfurii tot așa pe auriu și încă un set de linguri furculițe pentru mine. Bucătăria este un dezastru acum pentru că m-am oprit când făceam
acea frișcă, așa că mă apuc înapoi la treabă și trebuie să mă grăbesc pentru că trebuie să plec și la muncă. Sosul este gata. Arată super bine, trebuie lăsat la răcit și după o să-l dau la blender și prin sită. Iar aici avem crema care este gata, aici este frișca, iar aici crema de mascarpone care este și gata. Am ajuns acasă de la muncă, a trebuit să stau la overtime și în seara aceasta, așa că am ajuns acasă destul de târziu. Iar când am ajuns acasă, aveam invitați, a fost fratele lui Timotei și verișorul lui. Sunt foarte obosită. Acum este ora 12:45 de minute. Am zis că fac blatul în seara aceasta și o să termin mâine. Așa că eu mă apuc să fac blatul. Sper să nu rămân fără energie și să uit blatul în cuptor. Dar da, mă apuc de treabă. Vou lá que durou para.